Într-o discuție avută cu Luiza, Bogdan se arăta răbdător în întemeierea unei relații. Eu în viața asta, câte relații am avut, care au fost relații, fata și-a arătat oarecum interesul față de mine. Și pe mine chestia asta, gen că mă apreciază cineva, și eu mi-arăt, adică automat mă atrage chestia asta, știi? Și uite că îmi exprim interesul față din a te cunoaște din motivul ăsta, că oarecum am discutat și s-a exprimat față de mine ce ai avut, știi? Și am înțeles, adică eu nu vreau să mă grăbesc deloc. Chiar nici nu vreau să mă grăbesc, pentru că eu acum, după o dezamăgire, îți dai seama ce îți dorești mai mult, după ce îți dorești și ceea ce meriți. Și acum eu chiar știu ceea ce merit. Și de-aia nici nu vreau să mă grăbesc. Și eu știu ce merit, având în vedere că știu ce pot să ofer. Exact, asta e. Atât cât eu știu să te iubesc, eu știu să iubesc necondiționat. Eu sunt omul care iubește necondiționat. Și la fel vreau să primești aceeași iubire, ca cineva să mă iubească necondiționat, și cu bune și cu rele, și să fie acolo lângă mine și de mi-e rău și de mi-e bine. Bogdan încerca să afle dacă starea Luizei s-a mai schimbat. Ai emoții pentru mine. Tu n-ar trebui să ai, da? Așa, în general, ce Nu, chiar mă simt în largul meu și nu mă interesează. Și nici săptămâna viitoare nu o să mă intereseze. Mă bucur de timpul ăsta, știi, pe care l-am. Exact. Și gata. Asta trebuie să, da, la asta trebuie să mă gândesc. Să profit acum de fiecare clipă, să trăiesc în prezent. Nu exact. Să mă gândesc în viitor sau în trecut. Exact. Prezentul contează și cum îți aștergi viitorul, dar atât în prezent îl aștergi, știi? Da, corect. E bine să-ți faci planuri, dar nu să dramatizezi cu ele, că nu o să ajungi să fii dezamăgit. Sau... Clar, da. Mă gândesc în viitor doar la planurile mele profesionale, atât. Foarte bine. Sincer, am fost pe gânduri ieri toată ziua. Eu mai am stări din astea câteodată, că mă gândesc, stau și mă gândesc și... De-aia ți-am zis că ai timp să te gândești că adică și că vreau să ne cunoaștem în ce, nu ne grăbește nimeni și nu vreau ca o chestie gen doar că te-am văzut eu ok și după să nu se pare că nu ne vedem. Exact, nu e cazul și eu, exact asta ți-am zis și eu, știi? Da, asta vreau, să nu vină o presiune. Către mine sau către tine sau către noi. Tot ce am făcut a fost că am simțit că să fac, oarecum să vorbesc cu tine și așa, dar libertatea eu îmi place să o ofer, că și eu am nevoie de multe ori. Poate o să mă vezi de multe ori că stau mai retras, pe canapea, am gânduri, știi, să nu crezi că am ceva cu tine. Poți să vii să comunici, la fel cum am făcut-o și eu când te-am văzut pe tine. Lucrurile te luați încet și ușor. Ideea e să meargă spre bine, indiferent de deznodământ, știi? Bia simțea că pe Luiza totuși o frământă ceva. Ce te macină? Ideea de acasă? Și asta. Am înțeles, legat de aici. Aș singur lucru pot să zic. Fă doar dacă simți cu adevărat să faci ceva. Nu știu, oarecum mă gândesc că m-am înșelat în anumite privințe. Am simțit, te înțeleg. Poate nu-i locul meu aici. Locul nostru este oriunde ne dorim să fie locul nostru, Luiza. Oriunde ne dorim să fie locul nostru. Aici e așa ciudat. Aici situațiile și toate chestiile. Dar nu vreau să mă grăbesc deloc. Nu trebuie să te grăbești. Dar prea s-a luat așa serios toată chestia. Pentru că ești la un reality show. Dar știi cum e? Că până la urmă toți am trecut prin partea asta și prin chestia asta, decide-te și am fost în locul tău, că am intrat în emisiune și pentru cine a intrat și zici. Important este tu să faci, indiferent de ceea ce se comentează în live și mai departe, tu să faci ceea ce simți și cu orice persoană cu care comunici, amândouă persoane implicate în discuție, adică atât tu cât și cealaltă persoană, să știți că doar discuția între voi doi contează și atât. Că în rest ce se prezintă sau cum se pune problema, asta da, e irelevant. Simt că nu e aici, în casă, persoana. Poate de vreme să spui asta. De ce? Că n-ai cunoscut toți băieții. Adică, dacă niciunul vor de asta, zic că nu pot să mă duc eu la ei. Eu te înțeleg, că dacă nu vine niciunul către tine, uite cum e, s-o arăta doar că tu ești interesată de Bogdan și tu singură cu gurița ta ai zis că e un singur băiat care ți-a atras atenția. Și atunci poate și ceilalți. De atunci când am zis, a mai intrat. A intrat și Andy și a intrat și Alex. Păi da, dar au intrat și au văzut același lucru. Că tu comunici doar cu Bogdan. Păi dacă vezi că persoana e, nu știu, te ignoră, de exemplu, cum să mă duc? Dacă vezi că nu există o chestie, să măcar să te privească, știi, ca să poți să începi o discuție sau ceva de genul. De cineva sunt să-l asigură că-ți placi, de altcineva nu știu ce să zic dacă-ți placi. Cealaltă persoană, sincer, eu zic că ai putea să faci o discuție cu ea foarte ok și nu te-ar ignora. Poate, pur și simplu, nu au vrut să se bage acolo unde au simțit că ar intra peste altcineva. Da, eu am zis că eu sunt nu atrasă, am o atenție către un băiat. Da. Dar am zis că intru în casă să cunosc și pe ceilalți băieți, pentru că nu pot să mă duc direct axată pe o persoană și să văd că persoana aia nu e ceea ce îmi doresc. Surpriză să vezi seara, sunt ușile deschise. Poți să profiti de asta. Da, dar dacă nu am ocazia, jur că nu am ocazia. Păi ce ai făcut ieri când au fost ușile deschise? Tu nu înțelegi, cu persoanele cu care voiam să vorbesc avea deja alte discuții. Ce era, să mă bag și acolo? Sau dacă tu vezi o persoană când te caută... Stai puțin, hai să stabilim un loc. Persoanele cu care tu ai vrea să vorbești au deja alte discuții. De fapt, o singură persoană? Da, bun. Eu zic să încerci tu. Pentru că este foarte trecut prin viață, în primul rând. Este foarte liniștit, foarte calm. Are un suflet foarte bun. Și răbdător. Și adică empatic. El a zis că nu o să se grăbească aici. Da, da, a zis că... Ai ce a zis? Că e axat doar pe ea. Nu, noi ne ferim la altă persoană. Pe nu cu A? Ba, da, cu A. Cu I. Cu I la sfârșit, da. Și mai scurt numele. Fac eu o dasa Madi. Deci cu Madi, eu zic că... Eu zic că Madi nu are nicio preferință de față clar exprimată pentru faptul că are foarte mult bun simț și nu s-ar băga nicăieri acolo unde simte că e deja cineva. Și eu zic să cunoști. Și în al doilea rând, poate așteaptă un semn de la o fată. Da. Dar știi că m-a caracterizat foarte frumos, nu? Da, știu. Ai auzit ce a zis? Da. A zis un lucru super, cred că nu mi-a zis nimeni așa ceva. Ce? Mi-a zis că sunt o femeie completă. Și atunci, ce aștepți? Pe seară, Luiza observa că Andrei nu este într-o formă bună. Ce faci, Andrei? Uite ce zic. De ce ești abătut? De ce ești abătut? Da, nu sunt neapărat abătut. Pur și simplu am primit un răspuns și acum trebuie să... Răspuns pozitiv? Negativ? Un răspuns. Adică nu vrei să zici? Ei, nu vreau să zic. Da. Răspunsul e că Iona nu crede că există compatibilitate între noi. Cine știe, poate eu mâine o șansă să plec. Mi-aș dori să se întâmple treaba asta. Dar nu tu te gândești așa. Păi... Doar pentru că nu fata pe care tu te-ai axat, nu te-ai acceptat sau nu a văzut o compatibilitate. Adică mai sunt fete singure în casă și n-ai încercat să le cunoști. Eu știu că mai sunt, dar... Știu că tu ai venit taxat pe o fată, că așa am venit și pe un băiat. Dar socoteala din târg nu se prea pupă cu aia de acasă. Vrei zic ceva ce am vorbit și cu Ioana despre treaba asta. Eu, la mine a fost doar o bănuială, ea a crezut treaba asta, cumva am confirmat-o amândoi. Nu am confirmat-o ca și cum ar fi așa, dar ea credea că tu pentru mine ai venit. Cum am și zis, nu am venit să cunosc doar un singur băiat. Eu am venit să vorbesc cu toți. Că s-a înțeles că eu vreau să cunosc doar un singur băiat, asta e altceva. Consider că s-a înțeles greșit? Asta pentru că și... Am stat mai mult și am vorbit cu el. Da. Ziceam că o să vorbim un pic despre... Nici măcar nu știu cum să-i spun. Nu vrei să te grăbești. Situație, nu? E o situație în care tu nu vrei să te grăbești. Clar, da, nu aș vrea să mă grăbesc pentru că nu aș vrea să iau o decizie pe termen scurt. Și am nevoie de o persoană pe termen lung. Așa spunea și Bogdan la începutul emisiei, deci ar trebui să o înțelegi cumva. Dar cum să nu înțeleg? Ei, nu știu, eu te întreb pe tine. Nu înțeleg perfect. Dar de-aia trebuie să comunicăm și să vorbim chestiile astea. Nu să stăm să nu deschidem, să te trag cumva cuvinte din ea. La asta m-am referit. Eu accept orice. Mai ales că și doamna Crina este întru totul de acord și cooperează și conlucrează. Cumva este... Ia ziceți, doamna Crina. Da, eu sunt perfect de acord. Sunteți perfect de acord, dar cum vedeți situația? Pe mine e foarte prematur să-mi exprim, că abia au intrat în casă, abia s-au acomodat. Da, da, ați spus, când am văzut-o, mi-a căzut dragă din prima. În continuare, ca și persoană extraordinar, dar mai departe, nu pot să mă pronunț eu, aici e doar părerea lor ceea ce se întâmplă între ei. Ca și persoană mi-a plăcut și îmi place în continuare la fel. Și vă văd deseori în compania ei și vă văd discutând cu ea. De câte ori o văd singură, mă duc, mă apropiu, că... Și... Nu pare chiar singurică în casă și în ciuda faptului că cine a zis despre tine că ești timidă? Nu mai știu, unul dintre băieți a zis că ești timidă. Îmi pare destul de înfiptă așa atunci când vine vorba de discuție. Cum ești tu de fapt? Asta ca să te descopere toată lumea. Când mă apropii de un băiat, da, într-adevăr sunt foarte timidă și la locul meu, dar cu fetele... Îl lași pe el să facă pași. Clar, dar cu fetele mă simt în largul meu și dacă am o părere sau am nevoie de o discuție ca între fete, mă duc și socializez cu ele. Draga mea, timpul este al tău și știi cum e, nu te grăbi sau grăbește-te așa cum simți să faci, așa fă lucrurile, pentru că până la urmă e vorba de viața ta. O să mergem mai departe.